stimat auditoriu, sunt onorat să particip la acest workshop organizat de Universitatea Politehnică din Timișoara. Mă numesc Adăscăliței Adrian, sunt profesor la Facultatea de Inginerie Electrică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și predau și cursuri de instruire asistată de calculator la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În prezentarea mea mă voi face referire la experiența avută în acest semestru întâi al anului universitar 2020-2021, în plină pandemie, predând la studenții celor două facultăți. Mă voi referi la metode hibride de predare-învățare, laboratoare online, resurse educaționale deschise, cursuri masive, toate acestea care sunt folosite în programele de educație pentru științe, tehnologie, inginerie și matematică. Mă voi referi la abilități și calități pedagogice, componente și activități specifice instruirii online, utilizarea modelului Gagné și taxonomiei Bloom în proiectarea materialelor didactice, cum se realizează sau cum am realizat evaluarea elevilor studenților, ce mijloace de comunicare am utilizat, în principal forumul, cum am imaginat utilizarea laboratoarelor online pentru pregătirea experimentelor reale de laborator, cum am folosit exemple de resurse educaționale deschise și cursuri masive, cum am utilizat informațiile de la platforma Moodle creată la nivel european, Scientix, ce manual am utilizat. Între calitățile ipedagogice și abilități necesare unui profesor, trecem pe scurt la următoarele subiecte. Soluționarea problemelor în grup și stabilirea unor sarcini de colaborare, învățarea bazată pe rezolvare de probleme și discuții, strategii de instruire bazate pe studiu de caz, utilizarea simulărilor și a jocurilor didactice cu roluri, conținut didactic creat de studenți sub îndrumarea profesorului, calitatea de bun mentor, utilizarea învățării ghidate, utilizarea explorării și descoperirii în procesul de învățare, dirijarea activităților elevilor, modelarea procesului de învățare în așa fel încât să se obțină soluția dorită. Componentele unei discipline livrată online, programul cursului care să conțină noțiuni, cunoștințe necesare acumulate anterior, obiectivele clare ale lecției, sarcinile elevilor, cum are loc testarea, ce materiale sunt necesare asimilării cunoștințelor, care sunt criteriile de notare, cum se testează informațiile asimilate, ce resurse de bibliotecă virtuală asigură disciplina, etica muncii, informații despre ea sunt absolut necesare și, bineînțeles, calendarul cursului. Informații despre instructor și modul în care studenții, elevii sunt orientați în spațiul virtual de instruire sunt importante. Temele și activitățile cursului trebuie să ofere elevilor posibilitatea de a se angaja în gândire critică și abstractă. Elevii sunt provocați să rezolve probleme, să aplice conceptele în context aproape de realitate, să realizeze aplicații practice
Sigur, documentele de curs sunt prezentări PowerPoint, secvenții audio-video scurte, legături către resurse pe site-uri web și alte materiale didactice online. Instrumentele de comunicare, subliniez, în principal sunt forumurile, în plus, platforma asigură menținerea unui jurnal electronic al activității fiecărui elev-student. Insistăm pe completarea de către elev-student a exercițiilor de laborator simulat, în care ei acționează câțiva într-un grup, nu neapărat individual, pentru experiențe de laborator, pentru pregătirea unor experiențe de laborator reale. Evaluarea se face cu test, examen, sondaj, situația fiind menținută în cataloage online și, în final, statistici de evaluare, ca să vedem cum au putut asimila cunoștințele elevii noștri. Sarcinile cursului, lecției, sunt interactive. Ei interacționează unii cu alții și cu instructorul. Am menționat din nou forumul de discuții. Testarea online, pe parcurs când asimilează cunoștințele și la finalul, să spunem, unui capitol, modul, și așa mai departe. Dar sunt folosite și proiecte, și studii de caz, demonstrații și alte elemente. Noi am utilizat la facultate platforma Moodle. Înainte de a avea această platformă, cursurile le realizam pe platforma facultății la nivelul anului 2000. E un curs de compatibilitate care, desigur, nu este navigabil ca în cazul utilizării platformei Moodle. În anul 2009 s-a realizat platforma Moodle. Facultatea noastră a participat și a asigurat pentru toată universitatea, cadrele didactice din universitate, pregătirea în cadrul programului Didatec, la care Timișoara, alături de Cluj și Brașov, au avut un rol important, iar în 2012 facultatea noastră a participat într-un program Leonardo da Vinci la realizarea unei rețele universitare naționale în Republica Moldova. Modelul de proiectare a instruirii se bazează pe teorii ale învățării. Am utilizat și recomandat elevilor și studenților modelul Gagnier cu cele 9 etape ale sale: captarea atenției, obiectivele lecții clar prezentate, ce noțiuni anterioare sunt necesare înțelegerii, prezentarea conținutului cu o secvență de ecrane, să spunem, în așa fel încât bucățică cu bucățică să se asimileze conținutul. Sunt furnizate îndrumări pe parcursul procesului de învățare, se verifică performanța dându-se elevului, studentului, o activitate practică. Dacă nu reușește, îi se furnizează îndrumări, din nou este evaluat și în final este atestată performanța. Sigur că în completare, cu ajutorul unor activități specifice, se fixează cunoștințele și se asigură că aceste cunoștințe să poată fi utilizate în practică, într-o anumită meserie, job. În dreapta avem secvența de ecrane care
desigur, urmăresc în tocmai modelul Gagné. Am menționat că obiectivele lecției s-au fixat conform, se recomandă să se fixeze conform taxonomiei Bloom și am luat un exemplu, puterile în curent alternativ. N-am utilizat în acest ecran toate cele șase elemente, dar am insistat pe rezolvare, adică aplicarea cunoștințelor, analiză, explicații, utilizare, deci tot aplicare, descriere, ca să vedem dacă a înțeles, și iarăși aplicarea lor. În mediile online, evaluarea se face cu ajutorul conceperii unor activități de predare și învățare care să țintească rezultatele finale. Se asigură o evaluare formativă pe cursul asimilării pas cu pas a cunoștințelor și sumativă la finalul cursului. Se asigură îndrumare. La strategiile de comunicare am utilizat în primul rând forumul, tip de comunicare asincronă, bazându-ne pe cadrul teoretic al comunității de investigare, anchetă, în care învățarea profundă și semnificativă se realizează colaborativ-constructivist și se dezvoltă prezența socială, cognitivă și tactică. Am avut studenți, 346 de studenți de la 6 facultăți, aici sunt reprezentați și ne-a asigurat partea tehnică e-learning software de la Arad. Mulțumim pe această cale, gratuit. La laboratorul virtual am luat exemplu verificarea teoremei Norton, în care avem 6 etape: teorie, procedură, prezentarea mediului de funcționare și exemplificarea vizuală și simulare a experimentului, realizarea experimentului, testarea înțelegerii experimentului de către student și, în cazul în care sunt necesare, informații suplimentare. La exemple de resurse deschise avem câteva pentru matematică, chimie, fizică, educație fizică și sport. Câteva exemple clasice de cursuri masive și resurse educaționale le-am reprezentat aici. Menționăm sistemul Maxwell din Brazilia, foarte bun. Scientix oferă o platformă Moodle pentru toți profesorii din Europa de științe și o recomandăm studenților și profesorilor. La concluzii, suntem obligați să menționăm că platforma asigură confort și grad ridicat de control din partea studentului, sarcini clare, eficiente, management sigur, se stimulează gândirea critică. Instructorii pot realiza materiale interactive și care să asigure simțul comunității. Este necesară această nouă pedagogie. Manualul utilizat este publicat la Polirom în 2007. Aceasta este universitatea noastră.